Adormirea Maicii Domnului este sărbătorită an de an pe 15 august și este precedată de un post de 2 săptămâni. Maica Domnului a fost un om ca oricare dintre noi, nu a fost lipsită de păcatul strămoșesc și ca orice om a trecut prin moarte. Nu a rămas însă în mormânt, ci a fost înălțată la cer de Fiul ei. Moartea Maicii Domnului este mutare la viața veșnică, după cum reiese și din troparul praznicului. Din acest motiv, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului nu este una tristă, ci este una plină de bucurie. Multe lăcașuri de cult și-au sărbătorit astăzi hramul, printre acestea numărându-se și 3 din Câmpul Lung. Biserica Mare din cadrul mănăstirii Negru-Vodă are hramul Adormirii Maicii Domnului. La slujba prohodului, oficiată miercuri seară, credincioșii mușceleni au participat în număr mare. Biserica Flămânda sau Biserica Miresei este un alt lăcaș de cult pentru care sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a avut o semnificație aparte. Aceasta face parte dintre lăcașurile de cult ridicate în perioada fanariotă, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Și Biserica Fundencea a sărbat astăzi hramul. Lăcașul de cult, construit în urmă cu câteva sute de ani, a fost închis mai multă vreme. În anul 2009, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului l-a numit pe preotul Ciprian Dragomir în funcția de paroh al Bisericii Fundeni, astfel că a fost redată circuitului ecumenic o biserică a cărei istorie cuprinde încă multe taine, dar și o protecție divină care a ajutat-o să treacă peste veacuri. Potrivit tradiției populare, la sărbătoarea Sfintei Marii se adună ultimele plante de leac, putându-se afla cum va fi toamna ce se apropie, și se culeg flori care se pun la icoana preacuratei, considerându-se apoi că sunt bune de leac. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului prefațează deschiderea sezonului de nunți, 16 august, 14 noiembrie, începerea târgurilor și iarmăroacelor de toamnă, a praznicelor de pomenire a morților. Totodată, între cele două Marii, 15 august, 8 septembrie, este timpul prielnic semănării grâului.